sunt atât de bine organizați, încât nu prea a trecut centrul terenului. Felicit echipa mea pentru partitura jucată în această seară. Întrebări, vă rog. Multe nume surprise în formula de stat. Dar de ce mă întrebați tot timpul? Măi, m-a întrebat acolo la Flash Interview de Mirko Pibliaceli. De ce? Nu mă întrebați și de Chelici, de... Nu înțeleg. Păi, în lot nu poate să fie din, doar din două motive, ori sau trei. Că e accidentat, că are cartonașe sau că am considerat că trebuie să joace al portar. El, da, el nu a jucat, fiindcă am considerat că trebuie să joace Popescu. Nu. De ce trebuie să fie neapărat? Fiindcă urmează Marinescu pe urmă. Nu? Eu o să le dau șansă la toți portarii. Dacă va apera foarte bine Popescu, va rămâne titular. Mai impuneți, mai mi-a spus întrebarea asta, că m-a încertat, nu știu cine, eu mă cer cu jucătorii? Eu nu pot să mă cer cu jucătorii. Nu, am avut o discuție cu el, fiindcă el se supără foarte tare că nu e titular, el tot timpul trebuie să fie titular, și cu asta, doar o discuție am avut cu el. E profesionist, trebuie să pregătească, să prindă echipa din nou. Dacă nu, e problema lui. Nu? E angajat al clubului, e plătit, lunar ia salariu, el trebuie să-și facă meseria. Cum da? S-a simțit poetică în nouă stat, pe nouă gardon? Păi s-a văzut. Dacă am câștigat la 3 goluri diferență, s-a văzut. Probabil dacă era terenul cum era înainte, ne-am fi chinuit să marcăm vreun gol sau poate nu câștigam, cum s-a mai întâmplat. E un avantaj pentru impresia care avea în nouă gardon, în cele partide? E evident acest lucru, normal. Universitatea Craiova, ați văzut că indiferent că câștigă, că nu câștigă, își subordonează adversarul și mingea stă în posesia jucătorilor Craiovei, nu? Ați văzut și statisticile, că le-am văzut la televizor, nu știam. Nu știam statistica echipei mele, dar nu o comparam cu celelalte echipe. Suntem acolo în top 2-3 la toate capitolul. În seara asta nu. 67, mă așteptam să fie mai mult. Mai mult? 67? Da. Da, fiindcă s-a văzut, nu, cu ochiul liber, că oaspeții noștri nu prea au avut posesie astăzi. Nu, dar nu e neapărat o rotație a jucătorilor. Astăzi, de exemplu, am pus și obligați din neparticiparea unor jucători la acest joc. Sunt jucători care au fost accidentați, Mateiu, Chelici, care trebuie să lupte, să-și găsească locul de titular. Contează foarte mult antrenamentele, cum se pregătesc, cum joacă și cei care sunt cei mai formă în momentul respectiv, joacă. E simplu. Nu eu introduc jucătorii în teren. Ei singuri se introduc prin tot ceea ce fac la antrenament. Cu Eugen Neagă ați vorbit? Ați întâlnit? N-am vorbit deloc. Cristescu m-a sunat ieri când au venit. A fost și a mers la hotel, la Golden House și a vorbit cu Geană. Eu n-am vorbit, fiindcă nu vreau înaintea unui joc să vorbesc. Ce să discutăm? Despre ce să discutăm? Și eu, să știți că vorbesc foarte rar cu Neagoe. Adică erau false ideile că vorbesc eu. Nu. Și când a fost la Sepsi, vorbeam o dată la o lună, era problema lui. Niciodată nu mă bag peste sau
sau sfaturi unui fost coleg de-al meu, neștiind ce se întâmplă la clubul respectiv. Așa, dacă îmi cerea el o părere vis-a-vis de un joc pe care poate le vedeam, puteam să îmi dau părere. Dar nu. Etapa viitoare joacă contra GTU. Cine? Da? Nu știam. Sper să obțin un rezultat mare, cum a obținut cu media și cu viitorul. Dar cu nouul selecționer al României v-ați întâlnit? Nu. Cine este nou? A fost numit? Toate vocile. Nu știu, m-aș bucura dacă el ar fi numit. Cred că ar fi persoana potrivită. Fiindcă zic eu că în momentul ăsta el cunoaște cel mai bine tot ceea ce tânăr joacă în fotbal românesc și în afara țării. El i-a avut în mână, i-a evaluat, știe valoarea lor. Și ar fi o persoană potrivită, toate că nu va fi simplu, nu va fi ușor. A avut ce vedea astăzi, internaționalii noștri, Bancu și Cicădău, au dat gol, Bălașa a amicat destul de bine. Da, la Craiova o să vadă mai mulți jucători, cu siguranță. El a și debutat un jucător de la Craiova, la echipa de tineri, Vlădoiu, am vorbit cu el, a fost foarte mulțumit de el. Așa că are jucători de văzut la Craiova, fiindcă jucătorii noștri vor fi foarte, foarte bine pregătiți, toate punctele de vedere, să poată să joace și la echipa națională. Acum depinde de selecționeri și de valoarea jucătorilor, sigur. Nu, am avut și o problemă, după cum știți, cu stăpânarul, da. Problema care v-a spus că se retrage atât timp cât sunt eu la echipa națională, asta dat fiind faptul că n-a putut participa la un turneu pe care l-am avut cu echipa națională. Nu știu dacă mai țineți minte, Elveția, Austria, am avut noi două jocuri și el a plecat în vacanță. Din momentul ăla eu l-am mai chemat că nu am nevoie de astfel de jucători care mi-aș doresc și el s-a supărat și asta a fost. În ceea ce îl privește pe Costica, cred că s-a grăbit să declare așa ceva, fiindcă echipa națională, eu cred că orice jucător român trebuie să-și dorească în toată inima să joace. Indiferent că joci titular, că joci o repriză, că joci un minut, același lucru l-aș învăța și eu pe Costică. E un jucător foarte valoros. Când e chemat la echipa națională să vină și să joace. Atâta timp cât dacă a fost supărat pe selecționer, acum nu mai este același selecționer. Dar și dacă rămânea contra același lucru, i-aș fi spus. Indiferent ce antrenor va fi cu Islanda, meciul va fi foarte dificil, foarte greu. Și dacă antrenorul islandez a spus că are echipa lui 55% șanse, eu spun că are 51% șanse, fiindcă Islanda e o echipă puternică care acasă e greu de trecut și are avantajul acesta, că joacă acasă. Iar noi nu suntem încă, nu suntem ceea ce vrem noi să fim. Ăsta e adevărul. Au fost două meciuri în care ne-am arătat slăbiciunile și dacă nu aveai selecționer, nu puteai să joci. În Spania am părut o echipă mică, ăsta e adevăr. Și condițiile astea dumneavoastră, dacă ați fi selecționerul României, pe cine ați mis? Pe jucători cu experiență, gen Budescu sau alții copți, să le spunem? Sau pe cei tineri? Da, nu, eu nu fac diferență între jucători cu experiență și jucători tineri. Nu mă interesează lucrul ăsta. Eu selecționez pe acei jucători în care am eu încredere că pot să câștig meciul. E simplu. Așa am făcut atâția ani ca țară. Mie Norvegia nu se pare o echipă atât de puternică. Adică are câțiva jucători valoroși, într-adevăr, dar are mari lacune. Adică
Ei, iertați-mă, dar noi am pierdut ca fraierii punctele cu Norvegia. Adică am pierdut când ei nici nu mai existau în teren. Asta a fost să fie. Nu, că mai auzeam diferiți analiști și oameni de fotbal care spuneam doar Norvegia e mai bună ca Suedia. Nu știu cum au văzut ei. Suedia e o echipă tare, o nucă tare. E chiar așa ușor să joci contra Suedia. I-am prins noi atunci în Suedia, primul meci, era venea după turneul final, erau cam morți atunci. Puteam să obținem un... Dar ei când se concentrează, joacă un joc de importanță majoră, foarte greu să te legi cu ei. Știam, bravo lui, felicitări. Eu știu ce se întâmplă acolo. Un rezultat mare pentru Hilal și pentru Lucescu și mă bucur că el, Răzvan, a reușit această performanță. Hai, te vă rog, frate, să vorbim despre meci. S-a dus mult prea departe. Da, nu, n-am fost. 8 puncte față de locul 7. Mai sunt completate 2 față de 5%. Aveți mărțin de 5%? Bun, da, 8 puncte... E greu ca să mai pierdem play-off-ul, dar noi nu luptăm numai pentru a fi în play-off. Adică eu îmi doresc să fim... Da, primul obiectiv, da. Păi, ca să poți să câștigi campionatul, ăsta e primul obiectiv. Da, nu știu, trebuie să jucăm, să câștigăm. Adică nu s-a terminat gata meciul ăsta. Nu am câștigat mare lucru dacă nu vom câștiga și la Sepsi. Adică, eu vreau ca următoarele 3 meciuri să câștigăm toate punctele puse în joc. Încă așa am eu încredere în jucătorii mei. Putem face așa. Asta e desperiat? Păi, cum a jucat aseară, e desperiat. Nu. Când ai în componență joci jucători ca Tamaș, ca Budescu, ca... Normal că e desperiat. Ați văzut când n-a contat FCSB-ul în fața lor, care nu mai pierdusele nu știu cât timp. Pur și simplu i-a surclasat aseară. Așa că e o echipă foarte periculoasă. Prin victoria din această seară îi face punta mai frumoasă din echipă. Păi nu are mentalitate. Are economie. Ea e cu totul altceva. Ok, da. Mulțumim.